Bun găsit, sunt Andrei Ciobanu, iată care sunt cele mai importante subiecte. Amendă record, acces direct, cea mai mare amendă din ultimii 3 ani. Sherban Pavlu este vocea lui LeBron James într-o animație. Radio Tananana a pierdut licența pe București. ProTV lansează un nou show, de data aceasta online. Cine sunt invitații aflăm imediat și probleme cu banii pentru unele posturi regionale ale Antenei 3. Zic cu ghinion pentru acces direct marți 13 iulie. Emisiunea Antenei 1 a încasat cea mai mare amendă din ultimii 3 ani în ședința Consiliului Național al Audiovizualului. Câteva ediții controversate ale emisiunii Acces Direct au adus cea mai mare amendă din ultimii ani. Una este emisiunea în care cei din platou nu au luat în serios amenințările aruncate la adresa unei femei. Așa se iubesc ei, zicea Sorin Ovidiu Bălan. Femeia avea să fie ucisă câteva luni mai târziu. În cea de-a doua emisiune care a intrat la amendă, o femeie era încurajată să-și lase partenerul violent să-și vadă copiii. L-a lăsat, iar femeia a fost bătută de față cu cei mici. Verdictul CNA a fost dur, 30.000 de euro. Sherban Pavlu îi dă voce starului NBA LeBron James într-o nouă animație din universul Looney Tunes. În același film animat mai dublează și Andra Gogan sau omul cu 1000 de voci Marius Săvescu, printre alții. Este vorba despre filmul animat Space Jam, o nouă eră care va fi lansat în cinematografele din România peste câteva zile. Mai exact, va fi disponibil din 17 iulie. Dacă actorul Sherban Pavlu este LeBron James, Andra Gogan îi dă voce epuraicei Lola și Marius Săvescu este, bineînțeles, Daffy Duck, personajul pe care îl dublează din 1995. Pe lângă aceștia mai dublează și Mihai Bisericianu, Porky. Noul film este un fel de continuare pentru filmul Space Jam din 1996 cu Michael Jordan și Bugs Bunny. Radio Tananana, unul dintre cele mai vechi posturi din București, a pierdut licența din capitală. Postul de radio emite încă în alte localități, dar licența de București era cea mai importantă. Motivul nu ține de editorial sau de o anumită încălcare a legii, ci pur și simplu de o procedură simplă pe care stația nu a făcut-o. Concret, reprezentanții postului nu au trimis la timp actele necesare de prelungire a licenței, astfel că Tananana nu mai emite în București. Licența expirase pe 11 iulie 2021. Deși a pierdut licența în capitală, Tananana mai are licențe în Hunedoara, Puș, Medgidia, Timișoara și Târgoviște. ProTV anunță un nou show online, este vorba despre vinurile românești și cramele din țara noastră, iar pentru moment nu a fost anunțată și o dată de lansare. Ce se știe până acum este că emisiunea se numește Wine Trips România, va fi lansată luna aceasta și va fi dată pe protvplus.ro și pe Voio. Printre alții, ProTV va avea invitați în emisiune pe Dragoș Petrescu, Vali Bărbulescu, Mugur Mihăescu, Gabriel Coveșanu, cunoscut și sub numele de Cove, Adrian Sână și Andy Moisescu. Aceștia, alături de gazda producției, vor merge prin diferite crame ale țării. Prezentatorul show-ului este somelierul Sergiu Nedelea. Mai multe posturi regionale ale Antenei 3 au probleme financiare și au cerut CNA să retransmită integral programele postului Mamă din București. Problemele ar fi cauzate în contextul potențialului financiar al asocierilor din provincie și al pieței de publicitate din local, după cum au spus oficialii postului la CNA. Concret, sunt probleme la următoarele posturi: Antena 3 din Ploiești, Antena 3 din Târgu Mureș, Antena 3 din Iași, Antena 3 din Slobozia. Pentru acestea, reprezentanții Intact au cerut retransmisia integrală a postului Antena 3 din București. Pentru Antena 3 din Brașov s-a solicitat decizia de autorizare. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andrei Ciobanu și îți dau întâlnire data viitoare. Până atunci, te las pe pagina de media.ro.